Vasile este un elev din mediul rural, mai special. El a luat nota 10 la evaluarea națională și și-a plătit singur meditațiile. Adolescentul este din localitatea Voinești, județul Iași, lucru care nu l-a împiedicat să strălucească. Mama lui spune că nu l-a forțat să învețe, dar i-a dat însă un sfat de aur. Conform știri de cluj.ro, chiar nu am stat așa de el. Învață, învață, doar i-am zis învață pentru tine și viitorul este al tău. Eu sunt femeie de serviciu la școală, așa, dar tot timpul am crezut că educația te va face mare. Îți dă o cale, îți arată un drum și atunci trebuie să înveți, a spus mama lui. Mi-a zis, mamă, eu cred că nu o să fac față la română și o să am nevoie de pregătire. Eu tot l-am încurajat și am zis, nu cred că ai nevoie. El a zis, dar plătesc eu din bursa mea. Vreau să fac și atunci am căutat un profesor, dar a făcut o oră de pregătire pe săptămână. A continuat mama lui Vasile. Tânărului nu i-a venit să creadă că a luat notă maximă. Mi-am făcut toate temele pe care mi le-a dat la școală și am făcut aproape un semestru, mai puțin de un semestru, pregătire la română. În rest, nimic special, doar m-am pregătit cu ce mi-au dat de la școală. Nu prea am venea să cred, dar am verificat de mai multe ori și mi-am dat seama că, pe bune, am luat 10 la ambele. Nu e adevărat că în școlile din mediul rural nu poți să atingi performanță maximă. Potrivit Digi24.ro, relatează știri de cluj.ro.